Există numeroase teorii despre felul lui cum omenirea se raportează la Pământ. În timp ce mulți dintre noi considerăm că planeta noastră este rotundă, plină de vegetație și avându-și orbita în jurul Soarelui, un grup larg de persoane consideră că aceasta ar fi de fapt un disc plat unde continentele stau înconjurate de un mare ocean. Conspiraționiștii pornesc de la cele mai simple argumente, uneori aducând în vedere chiar și adevăratele dovezi științifice pentru a demonstra că tot ceea ce cunoaștem acum despre starea și forma Pământului sunt de fapt minciuni. Ei bine, grupurile vaste de persoane care cred cu tărie că Terra este de fapt un loc plat au adăugat în bagajul lor de motive încă o suspiciune. Aceea potrivit cărea, munții ce se găsesc pe planeta noastră ar fi de fapt copaci. Poate suna ciudat și hilar în același timp, dar acești oameni dau explicații plauzibile teoriei după care se ghidează. De aceea astăzi o vom descoperi și noi. Dintre toate teoriile conspirației împrăștiate pe întreg internetul, ideea Pământului Plat rămâne probabil cea mai interesantă, dar și ciudată dintre ele. Faptul că Pământul este o sferă a fost stabilit încă din vremea filozofilor antici greci, cum ar fi Aristotel care a obținut doveze empirice după ce au călătorit de-a lungul lumii și au văzut noi constelații de stele. Filozoful Eratostene a devenit în secolul al III-lea înainte de era noastră prima persoană care a calculat circumferința Pământului. Iar savanții islamici însturiți din trecut au continuat aceste măsurători, mult mai avansate, începând cu secolul IX după Hristos. Explorarea întregului glob de către europeni odată cu anii 1500 au atestat faptul că Pământul este sferic, ci nu plat, iar imaginile din spațiu pe care le vedem în prezent ar putea fi dovada finală a acestui adevăr. Conspiraționiștii Pământului plat din ziua de astăzi sunt totuși primii care se îndoiesc de ceea ce pare incontestabil. Noțiunea de pământ plat a apărut inițial în anii 1800, ca o reacție la progresul științific, în special în rândul celor care doreau să se întoarcă la literalismul biblic. Poate cel mai faimos susținător a fost scriitorul britanic Samuel Rowbottom, care a propus ideea că pământul este un disc plat imobil, centrat la polul nord. El a menționat de asemenea că Antarctica ar fi înlocuită de fapt de un perete de gheață situat la limita exterioară a discului, Societatea Internațională de Cercetare a Pământului Plat, care a fost înființată în 1956 de Samuel Shanton, un scriitor din Mare Britanie, a fost considerată de mulți oameni un simplu simbol al excentricității britanice, amuzant și de puțină importanță. Dar la începutul anilor 2000, având în vedere că internetul este acum un vehicul bine stabilit pentru vizionări neconvenționale, ideile sale au început să apară din nou pe plan mondial. Conspiraționiștii susțin că Pământul este un disc plat și că dovezile cum că ar fi rotund sunt o farsă elaborată care implică mai multe guverne. Opiniile diferă cu privire la modul exact în care funcționează Pământul plat, credincioșii creând versiuni elaborate ale fizicii și interpretări creative ale sistemului solar, pentru a-și face teoriile să funcționeze. Unele modele sugerează că marginile Pământului sunt înconjurate de un zid de gheață care se află în oceane. Alții menționează că planeta noastră plată și atmosfera ei sunt împreunate într-un glob de zăpadă imens, emisferic, din care nimic nu poate cădea de pe margini. Pentru a la în considerare noaptea și ziua, majoritatea conspiraționiștilor cred că soarele se mișcă în cercuri în jurul polului nord, lumina sa acționând ca un reflector. Dacă credeți că vocea grupurilor de oameni care susțin teoria Pământului Plat este una accentuată, sondajele arată date alarmante. De exemplu, 7% din populația braziliană, adică aproximativ 11 milioane de oameni, consideră că pământul este plat. Iar unii studenți chiar vor să urmeze doctorat în susținerea modelului plat al pământului. Chiar și așa ceva nou și uluitor zguduie această comunitate. O nouă atribută a teoriei pământului plat a fost adăugată, aceea cum că nu există păduri pe planeta noastră plată. Pretenția sa este grandioasă, conspiraționiștii evidențind faptul că am fost mințiți încă de la început cu privire la localizarea pădurilor largi în întreaga lume. Ceea ce numim pădure ar fi doar mici rămășițe ale unei lumi străvechi și vibrante, care reprezenta copaci cu trunchiuri la fel de late ca munții ce ajungeau până la ceruri. Astfel, tot ceea ce vedem astăzi în păduri, parcuri și grădini nu sunt copaci. Sunt de fapt tufișuri sau puieți de copaci străvechi ai pământului care s-au extins cândva până la 50 de km înălțime spre cer cu trunchiuri de 3 km diametru, dar care nu mai există. Teoria este una bizară, dar care are deja mii de adepți pe întreaga planetă. Totul pornește de la un videoclip postat pe YouTube încă din anul 2016. De un utilizator din Crimea, al cărui cont este la momentul actual dezactivat. Videoclipul se numește Nu există păduri pe pământ plat. Treziți-vă! Acesta generează sute de mii de vizionări și reacții, deși videoclipul original a fost eliminat încă de atunci. Teoria continuă și în alte videoclipuri spin-off. Videoclipul susține că în urmă cu mii de ani, un eveniment cataclismic a distrus 99% din biosfera pământului și a luat cu el pădurile adevărate. Dacă încercăm să căutăm dovezele acestor copaci uriași străvechi, videoclipul le oferă din abundență. Acesta sugerează că aceste caracteristici geologice, precum munții și platourile montane, sunt de fapt rămășițele acestor copaci străvechi. Videoclipul prezintă imagini cu muntele Uluru din Australia, coloanele Giants Causeway din Irlanda de Nord și turnul deavolului din Wyoming, SUA, alături de fotografii cu cioturi de copaci reale cerând spectatorilor să observe diferența. Pentru că arată la fel, trebuie să fie la fel, sugerează aceste persoane. Deoarece singura diferență este materialul și dimensiunea, Videoclipul susține că toată piatra de pe pământ nu este stâncă, ci este molozul lăsat în urma acestor vechi giganți cu frunze, iar munții de vârf sunt doar cioturile tăiate de copaci care au fost distruse în evenimentul cataclismic anterior. Deci grupul de conspiraționiști susțin că și-au dat seama de acest fapt prin rămășițile cioturilor copacilor înalți, iar munții zimțați sunt cioturi tăiate de copaci care au căzut sau au fost doborâți. În esență, ei susțin că toată ruca de pe pământ nu este stâncă, ci ar fi doar sfărâmături lăsate în urma din această pădure străveche sacră, care a fost cândva complet vie. Văile râurilor sunt vechi mine de carieră, cu stâncile lor abrupte sepate de mașini enorme, iar vulcanii ar fi doar grămezi de deșeuri industriale lăsate în urma acestor devastări a pământului plat. Numai substanțele chimice toxice din interiorul lor reacționează generând căldură și foc și ocazional explozii. Tot pe ceea ce pășim a fost cândva lemn viu. Lanțurile muntoase au fost cândva păduri extraordinare care ajungeau până la baldachinul stelar, oferind o legătură între umanitate și sferele cerești. Pământul ar fi fost cu adevărat plat, dar o putere a tăiat toți acești copaci folosind mașini uriașe și de atunci au fost săpați în cadavrul pământului, exploatând copacii morți pentru minerale prețioase, sculptând cariere adânci pe care noi, în ignoranța noastră, le numim chei și canioane. Desigur, faptul că munții erau copaci nu este adevărat, dar dintr-o perspectivă mai largă, societatea ce susține teoria Pământului Plat nu greșește complet. Trăim într-o versiune sărăcită a planetei noastre, distruse de propriile noastre mâini. Pădurile care rămân sunt umbre a ceea ce a fost odinioară. Ne-am obișnuit atât de mult cu lumea așa cum este astăzi, încât este aproape imposibil să ne imaginăm bogăția pe care o deținea cândva. După estimarea realizată de Alianța pentru Pădurea Antică, trei sferturi din pădurea veche de pe insula Vancouver și sud-vestul Columbiei Britanice a dispărut. În cele mai productive văi ale râurilor mai rămâne doar 9% din acest ecosistem antic. Aceste peisaje din văile râurilor au fost decimate chiar și de 20 de ori. În ultimii 200 de ani, destructivitatea umană a luat avânt, Arderea combustibililor fosili aducând schimbări climatice fără precedent. În același timp, populația explodează și din ce în ce mai multe resurse sunt extrase de pe pământ, pentru a susține cererea noastră nesățioasă. Deci, chiar dacă pădurile, așa cum au fost cândva, au dispărut și ele pentru totdeauna, munții nu vor fi niciodată cioturi de copaci dar pădurile străvechi se vor ridica din nou doar cu ajutorul nostru. Este posibil ca Pământul de astăzi să dețină doar o zecime din abundența pe care o avea cândva din punct de vedere natural. Printre multele aspecte nedumerite ale acestei conspirații se află și motivul pentru care această teorie este discutată în cercurile Pământului plat. Aceasta nu are nicio legătură evidentă cu ideea că Pământul este globul pe care îl știm că este, fiind în schimb împotriva oricărei probabilități a așa zisului disc plat pe care trăim. Totuși, aceasta este foarte răspândită printre conspiraționiștii care vor să schimbe ordinea mondială. Aceste grupuri vor continua să răspândească filozofii ciudate până când vor fi luați în serios la scară internațională. Însă un lucru este complet cert. Copacii și munții sunt lucruri complet diferite și perfect reale. Chiar dacă multe păduri au dispărut de-a lungul anilor și unii dintre munții înalți s-au erodat, aceste lucruri nu înseamnă că sunt doar o invenție a celor care afirmă contrariul, ci niște bogății ale naturii care au existat din totdeauna. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși și pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la omul din spațiu pentru mai multe episoade.